După ce s-au antrenat la turneul Cupa Curisan și Openul Bucureștiului de Jiu-Jitsu de la sfârșitul lunii trecute, pentru sportivii CSEAC Vila urmează o perioadă destul de încărcată. Obișnuiți să se întoarcă cu medalii care mai de care mai strălucitoare, luptătorii giurgiuveni se vor pregăti pentru cele mai intense campionate la care vor participa de la începutul anului și până acum. Vom participa la 2-3 competiții foarte importante, competiții internaționale. Mă refer aici la campionatele mondiale de Kempo din Antalya. Avem o competiție internațională în Bulgaria de ușu, unde avem și noi un sportiv, avem pe Băluță, și avem campionatele naționale de jiu-jitsu rezervate sportivilor sub 15 ani. Cei cooptați în lotul național de Kempo se află într-un stadiu de pregătire la Vâlcea, deoarece se apropie campionatul mondial de Kempo, ce se va disputa pe 27 aprilie în Antalya. Tot cu lotul național, sportivii Acvila vor participa la campionatul european de ușu din Stara Zagora, ce va începe în data de 18 mai. Turneele vor fi precedate de campionatul național de jiu-jitsu din 25 aprilie, care se adresează exclusiv cluburilor de arte marțiale.